ANAF începe oficial urmărirea comercianților online care se sustrag plății taxelor. Ajutor de stat de 300 de milioane de euro pentru companiile din România. Cea de-a 10-a ediție a Festivalului Internațional de Arta Povestirii, Magia Cuvântului, continuă până duminică. A depășit viteza legală cu 88 de km la oră. Un tânăr gona printr-o localitate cu 138 de km la oră. Polițiștii serviciului rutier l-au depistat în această dimineață pe șoferul de 22 de ani din comuna Tinca. El conducea un autoturism pe drumul județean 709 în localitatea Horia. Aparatul radar a înregistrat o viteză de deplasare de 138 de km la oră, cu 88 mai mult decât maxima admisă pe acest tronson de drum. Șoferul a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 2.900 de lei și i s-a suspendat dreptul de a conduce autovehicule pentru o perioadă de 120 de zile. Ajutor de stat de 300 de milioane de euro pentru companiile din România. Deputatul liberal Arădian Glad Varga, vicepreședintele Comisiei pentru Antreprenoriat și Turism, susține că de la 1 noiembrie anul curent se deschide apelul de depunere a cererilor privind acordurile de finanțare pentru investițiile din industria prelucrătoare. Suma alocată pentru anul în curs și anul viitor se ridică la 300 de milioane de euro. Ajutorul de stat în valoare de 300 de milioane de euro pentru anul 2022 și anul 2023 este gestionat de Ministerul Economiei și are drept scop sprijinirea companiilor pentru dezvoltarea de noi linii de producție, retehnologizare și achiziția de echipamente performante. Cererile pentru acordul de finanțare a investițiilor se pot depune în perioada 1 noiembrie-16 decembrie 2022. Ajutoarele vor fi acordate pentru realizarea de investiții inițiale sau pentru o investiție inițială în favoarea unei noi activități economice, fiind considerate costuri eligibile. Costurile salariale estimate, care rezultă din crearea de locuri de muncă în urma unei investiții, calculate pe o perioadă de 2 ani sau o combinație între cele două. Documentele necesare, precum și alte informații utile, sunt accesibile pe site-ul Ministerului Economiei. ANAF începe oficial urmărirea comercianților online care se sustrag plății taxelor folosind sistemul plăților Ramburs. Ordinul care prevede obligativitatea firmelor de curierat de a raporta către ANAF date despre livrările cu plata Ramburs a fost publicat astăzi în Monitorul Oficial. Ce informații vor transmite firmele de curierat către ANAF? Numărul de înregistrare și data trimiterii poștale, datele de identificare a expeditorului, numele și prenumele în cazul persoanelor fizice și denumirea în cazul persoanelor juridice, adresele de expediție, respectiv livrare și contravaloarea bunului livrat. Perioada de stocare a datelor este de 5 ani calculată de la data primirii de către organul fiscal central, urmând ca datele să fie șterse automat după împlinirea acestui termen. Furnizorul de servicii poștale informează persoanele ale căror date cu caracter personal urmează să le transmită către organul fiscal central. Persoanele luate în vizor de ANAF sunt persoane fizice care fac comerț online atât pe platformele de anunțuri cât și pe rețelele de socializare, însă nu sunt înregistrate fiscal. Specialiștii fiscali au precizat că nu sunt avuți în vedere micii comercianți care vând ocazional și în cantități mici, ci acele persoane fizice care în fapt funcționează ca firme de vânzări online, fără a fi însă declarate ca atare și fără a plăti taxe. Comerțul online a explodat în România în pandemie. Anul acesta va trece de 6,8 miliarde de euro, în creștere cu 18% față de 2021, estimează analiștii. Peste 350 de cetățeni s-au programat anul acesta la consultație în ambulatorul Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, prin intermediul cererii de programare online disponibilă pe site-ul instituției www.scjarad.ro și alți 200 și-au deschis cont online pentru a se putea programa direct, respectiv pentru a-și putea consulta istoricul medical. Din luna ianuarie a acestui an, SCJU a pus la dispoziția cetățenilor posibilitatea deschiderii contului online dosarul medical online al pacientului. Acesta poate fi creat direct de acasă de către persoanele care nu au fost internate în spital din aprilie 2021 și până în prezent. Persoanele care au avut investigații medicale sau au fost internate în această perioadă își vor putea deschide cont doar după prima vizită la spital, unde pot solicita informații la biroul de programări situat la intrarea în ambulatoriul SCJU Arad, pe strada Andrei Caroi, numerele 2-4. Din totalul de 200 de conturi deschise până acum, în jur de 70 nu au putut fi activate, deoarece titularii
beneficiarii acestora fie figurau deja în baza de date, fie nu au accesat linkul de activare a contului în termen de 24 de ore sau au introdus o adresă de e-mail greșită. Aceștia trebuie să facă o sesizare printr-un e-mail la adresa secretariat@scgarad.ro pentru a putea fi ajutați în vederea activării contului. Dosarul medical online al pacientului, disponibil pe site-ul scgarad.ro, asigură acces pacienților la propriile informații privind datele de identificare, lista consultațiilor și a rapoartelor medicale, lista seturilor de analize de laborator efectuate, buletinele de investigații, lista programărilor și a internărilor, lista prescrierilor de medicamente, precum și informații financiare. Își lovesc părinții, îi amenință și îi înjură, fură din casa părintească. Violența crește în rândul tinerilor, atât cea de limbaj cât și cea fizică. Polițiștii biroului de ordine publică au emis un ordin de protecție provizoriu pe numele unui tânăr de 23 de ani care și-a lovit mama și ar fi distrus mai multe bunuri din locuința acesteia de pe strada Tarafului. Ulterior, în aceeași, tânărul a încălcat ordinul de protecție provizoriu, a revenit acasă și a înjurat-o pe cea care i-a dat viață. S-a ales cu dosar penal pentru distrugere și violență domestică. El a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore și apoi prezentat magistraților judecătoriei Arad. Și polițiștii orașului Curtici au emis un ordin de protecție provizoriu pe numele unui tânăr de 28 de ani care și-a lovit și amenințat tatăl în timp ce se aflau acasă. Și el s-a ales cu dosar penal pentru distrugere și violență domestică. A fost reținut pentru 24 de ore și a ajuns în fața magistraților judecătoriei Arad. Un alt tânăr de 20 de ani este cercetat de către polițiștii biroului de investigații criminale după ce a distrus 3 geamuri exterioare ale unei grădinițe de pe calea Bodrogului și apoi a intrat în clădire. Are acum dosar penal pentru distrugere și tentativă de furt. Polițiștii de frontieră de la Nădlac și Nădlac 2 au depistat 19 cetățeni din Nepal, Afganistan și Bangladesh, care au încercat să treacă ilegal frontiera în Ungaria, ascunși în 3 automarfare încărcate cu diverse bunuri. La Nădlac 2, 2 șoferi români doreau să transporte în Germania și Franța utilaje cu platformă, respectiv frigidere și combine frigorifice. Câinii de serviciu au semnalat prezența unor persoane în mijlocul de transport, iar după deschiderea semiremorcilor au fost descoperiți 13 nepalezi, cu vârste cuprinse între 23 și 38 de ani. Ei intenționau să ajungă în țări din vestul Europei. La Nădlac, un șofer bulgar al unui ansamblu rutier ce transporta electronice în Danemarca a fost întors din drum. El i-a spus polițistului de frontieră că în timp ce se afla în pauză într-o parcare din apropierea localității Nădlac, a auzit zgomote în semiremorcă, motiv pentru care s-a deplasat spre vamă. Polițiștii au depistat în semiremorcă 6 cetățeni din Afganistan și Bangladesh, solicitanți de azil în țara noastră. Ziua Chinei, marcată și la Arad, 73 de ani de la proclamarea Republicii Populare Chineze, un moment pe care Forumul Prieteniei și Colaborării Româno-Chineze îl marchează la Arad. Forumul Prieteniei și Colaborării prin președintele profesor universitar dr. Lizica Mihuț a transmis aprecieri cu această ocazie specială. Cu prilejul Zilei Naționale a Chinei am adresat un mesaj de felicitare domnului Han Chunlin, ambasador extraordinar și premiul potențial al Republicii Populare Chineze în România, un mesaj de felicitare, de apreciere la adresa poporului chinez, un popor harnic și devotat, un adevărat prieten al României. Pentru noi este foarte important să subliniem o relatare pe care ambasada Republicii Populare Chineze în România a adresat-o cu diferite prilejuri, și anume că întotdeauna China nu își uită prietenii vechi și România este unul dintre prietenii vechi ai Chinei, iată 73 de ani de relații de prietenie și colaborare, o tradiție frumoasă care trebuie continuată și mai mult chiar trebuie materializată în interesul ambelor țări și popoare. Mesaje de felicitare pentru Republica Populară China au transmis în conferința de presă și primarul orașului Pecica, Petru Antral, președintele clubului Prochina, precum și reprezentantele asociației Combrio.
Cea de-a 10-a ediție a Festivalului Internațional de Arta Povestirii, Magia Cuvântului, continuă până duminică. Festivalul Poveștilor, Festival de Arta Povestirii, Magia Cuvântului, a ajuns la o ediție aniversară. Sunt 10 ani de când, împreună cu Mihaela Blaga, bibliotecară și povestitoare de la Biblioteca Județeană Alexandru de Xenopol, ne străduim și ne dorim teribil de mult să promovăm această artă frumoasă de dezvoltare personală, de exprimare în public, care este benefică, de fapt, la toate vârstele. Copiii arădeni dau de știre cetății că povestitorii sunt în oraș și abia așteaptă să spună povești tuturor copiilor de toate vârstele. Astăzi a fost doar prima zi de festival, însă pe cei mici îi așteaptă încă 3 zile cu și de poveste. De mâine vom porni, mergem în școli, după masă vom avea și o conferință despre arta povestii în educație, în care povestitorii, atât cei români cât și cei internaționali, vor împărtăși din experiența lor foarte vastă în domeniu și nădăjdim să fie o conferință online pe canalul de YouTube al Bibliotecii Județeane Alexandru de Xenopol de la ora 19 la Biblioteca Județeană, la secția de copii, unde toți oamenii sunt invitați, mici și mari, să vină să asculte povești românești și din lumea internațională. Sâmbătă vom fi în afara orașului Arad, vom merge în județ, vom fi la Muzeul Memorial Ioan Slavici de la Șiria. De asemenea, vom spune povești și în Muzeul Orășenesc din Lipova, două locuri minunate și care te îmbie la poveste, nu-i așa? Apoi, seara, vom avea un spectacol de povești de înțelepciune, de data aceasta la conacul Roca Brună din Păuliș, unde vom împărtăși pentru tineri, pentru adulți, povești motivaționale, povești de înțelepciune, povești care să ne transforme și pe noi cei mari, să redescoperim această frumoasă artă care ne dă un zvâc de energie, așa cred eu. Iar duminică vom încheia acest festival frumos aici la Sala Ferdinand a primăriei din Arad, unde vom avea seara de poveste, povești la palat, cum le numim noi de obicei, în care copiii mici și mari din nou sunt invitați să se bucure de povești de la ora 17 după masa. Evenimentul este organizat de Biblioteca Județeană Alexandru de Xenopol Arad, alături de Consiliul Județean Arad, în colaborare cu Asociația Magia Cuvântului, Inspectoratul Școlar Județean Arad, Casa Corpului Didactic Alexandru Gavra, Complexul Muzeal Arad, Școala Sfântul Ierarh Nicolae și Asociația Atelier de Cuvinte. Finala națională Little Miss and Mister România s-a desfășurat la Arad. Concursul a fost destinat fetelor și băieților cu vârste cuprinse între 4 și 13 ani. Ne aflăm astăzi la Vechiul Casino, unde are loc evenimentul Little Miss World și Little Mister World. Este prima ediție națională. Eu sunt director național pentru prima dată, dar alături de agenția mea organizăm prima ediție națională a acestui eveniment. Câți copii participă? Avem 28 de copii și fete și băieți. Competiția a avut 3 probe. Proba costumului național, tradițional sau stilizat, proba ținutei casual și proba ținutei elegante. La finalul serii, câștigătorii au fost premiați. Miss România 2022, locul 1, grupa de vârstă 11-13 ani. Câștigătorii vor reprezenta România la finala internațională din Turcia.
Ce este Garage Sale? Un second gigant genobor, unde fiecare dintre noi aduce obiecte și lucruri, cât mai diverse, de care nu mai are nevoie, dar calitative și funcționale, în măsura în care pot fi cumpărate de către ceilalți. Dar și mai important, își aduce toți prietenii, vecinii, colegii de muncă să cumpere ieftin și bun. De asemenea, vrem să ne bucurăm împreună într-o atmosferă relaxantă și prietenoasă, savurând bucate gustoase pregătite de oameni iscusiți. Ce vindem? Haine, obiecte, decorațiuni, accesorii, cum ar fi curele, eșarfe, cravate, poșete, chestii electrice, electronice, jucării, frigider, mașină, biciclete, bandă de alergat, papetărie, cum ar fi pixuri, plicuri, felicitări, agende, lenjerii de pat, fețe de masă, draperii, perdele, dar și zacuscă, miere, cârnați, salam, murături, produse alimentare și servicii, cum ar fi vouchere de vacanță, servicii de masaj, tuns sau cosmetică. Vom avea stand cu mâncare gătită pe loc, mega grătare, mega ceaune, dar și tombole și licitații. De ce facem asta? După cum mulți dintre voi știți, în vara aceasta am lansat proiectul nostru Grădinița Harvest. Acest proiect inimos se adresează întregii comunități din zonă, atât celor din Arad, Vladimirescu, cât și celor din cartierul Via Carmina. Dar, după cum o plantă are nevoie de apă pentru a crește, un om are nevoie de hrană pentru a se dezvolta. Tot așa și proiectul nostru are nevoie de susținere pentru a putea fi dus la bun sfârșit. Cu alte cuvinte, vrem prin acest eveniment să strângem fonduri pentru acest proiect, așa că poți și tu să te alături celor care sprijină acest proiect prin participarea ta la acest eveniment, în care, pe lângă o atmosferă deosebită, te vei bucura de o diversitate de lucruri care îți vor fi folositoare. Te așteptăm în data de 24 septembrie, sâmbătă de la ora 10, în parcarea Bisericii Harvest Arad. Documentarul Delta Bucureștiului în regia Evei Pervolovici va putea fi văzut la Arta, în aceeași zi în care va avea premiera în cinematografele din toată țara. Filmul spune, prin vocea actrițelor Sandrine Bonner și Ada Condescu, povestea unui teren viran pe care s-a format cea mai mare delta urbană din lume. În anii 50-60 la București, câteva deținute politice dau naștere copiilor lor într-una dintre cele mai frumoase mănăstiri din Europa Centrală și de Est, transformată ulterior în închisoarea Văcărești. Astăzi, o vegetație sălbatică a pus stăpânire pe aceste locuri, formând un ecosistem întins pe câteva hectare cu specii protejate de plante și animale, un parc natural protejat. Delta Bucureștiului este un film ancorat în istoria recentă și în același timp un semn de întrebare spre viitor, pune regizoarea Eva Pervolovici. Este o poveste urbană care traversează decenii, regimuri politice și de existență. Filmul a avut premiera la Festivalul Internațional Transilvania, a fost premiat anul trecut la Toronto, la Berlin și la Viena. Delta Bucureștiului este o producție realizată cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei și al Societății Române de Televiziune. Filmul va fi proiectat vineri pe 23 septembrie de la ora 19 la cinematograful Arta. Cea de-a cincea ediție a târgului Vicii și Delicii se va desfășura în Arad la finele acestei luni. Iubitorii licorilor fine se vor putea delecta cu cele mai îmbietoare arome în perioada 30 septembrie-2 octombrie. Se anunță vinuri rafinate de la peste 35 de producători de top, băuturi exclusiviste, concerte live și multe acțiuni surpriză la vechiul cazinou din Arad. Programul după care se va desfășura evenimentul este următorul. Vineri 30 septembrie, între orele 17 și 22. Sâmbătă 1 octombrie, în intervalul orar 17-22. Iar duminică 2 octombrie, între orele 12 și 18. Costul unui bilet este de 40 de lei și permite degustarea tuturor vinurilor oferite de cramele prezente. Evenimentul este organizat de Metexis Events și este susținut de Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Arad.
etapa a 5-a a seriei 8 din Liga a 3-a va debuta vineri de la ora 17 cu primele 4 partide. ACB Ineu, CSM Reșița, Pobeda Star Bișnov, Gloria Lunca Teus Cermei, Avântul Perii, Amcrișul Chișineu Criș și CSC Ghiroda, Phoenix Buziaș. Ultimul meci al rundei se va juca sâmbătă de la ora 17 la Pecica, unde Progresul va întâlni Șoimi Lipova. După disputarea primelor 4 etape, clasamentul este condus de CSM Reșița cu punctaj maxim, urmată de Șoimi Lipova cu 9 puncte. Ineul, Pecica și Crișul au fiecare câte 4 puncte și ocupă pozițiile 5, 6, respectiv 8, iar Cermeiul se află pe ultimul loc cu un singur punct. Arădeanul Cătălin Vulturar a fost integralist miercuri seară pentru Naționala Under-19 a României în remiza scor 0-0 cu Letonia, din turneul de calificare pentru Campionatul European din 2023. Tricolorii, preluați recent de Alexandru Pelici, vor mai disputa alte două partide în această grupă, ambele pe stadionul Anghel Iordănescu din Voluntari, sâmbătă de la ora 20 contra Lituaniei și marți de la ora 18 împotriva Austriei. La finalul grupei, prima clasată se va califica la turul de elită, unde se vor decide cele 7 echipe care vor participa la turneul final din Malta. La nivel de club, Vulturar evoluează în acest moment pentru echipa de tineret a celor de la Lecce. Italienii l-au achiziționat de la UTA acum 2 ani cu 300.000 de euro. Perioada următoare ne aduce în continuare vreme rece, atipică aceste perioade calendaristice. Noaptea ce urmează va fi rece, cu minime de 8 grade Celsius și nori pe cer, care vor aduce și ei ploi. Mâine temperatura se menține la aceleași valori față de ziua de astăzi, maxima la orele prânzului fiind de 16 grade Celsius, norii rămân și ei pe cer și ne vor aduce ploi pe alocuri. Vântul va sufla la moderat din nord.